No bun de salutare tuturor și bine v-am găsit la o nouă serie. De astăzi încep o serie de WWE Impact 13. E o corcitură de Raw Total Edition 2008 cu WWE 13. Dar e bun și jocul ăsta. Nu-i vina mea că și la WWE nu mai fac jocuri pe PC. Toate jocurile bune sunt pentru console acum, că de ce nu? În fine, primele meciuri o să fie între superstaruri create de mine împotriva superstarurilor jocului. După aia o să fac simulări pentru WrestleMania, Fastlane și ce pe pay-per-view-ul mai urmează. Hai să începem. Meciurile care o să le fac cu superstarurile mele o să fie meciuri hardcore. Adică meciuri oriunde în arenă, fără reguli și fără descalificări. Hai să dăm pe superstarul create de mine. Care să joc? Pedober, Extreme. Nu e de rock ăsta, așa e poza de la caracter. Ce mai avem pe aici? Slenderman, Fear. Hai cu Pedober. Să mă bat cu Lesnar. O să fie un meci greu, dar mișto. Fără manageri, să-i dăm start. Să scuzați grafica de anii 80, dar așa e jocul, n-am ce să-i fac. Măcar l-am găsit pe ăsta. Și slavă Domnului că măcar are, sunt superstarurile aia. Am dat atât cât de cât. Sper să nu mi-a apărut vreun bug, că am mai avut niște versiuni de genul la jocul ăsta și era plin de bug. Avea la bug-ul jocul ăla, le dispăreau hainele, după ei aveam mai multe chestii. Am dezactivat muzica de la intrări, că n-am chef să-mi iau copyright. Bine, nu-mi e că nu o să mai pot genera niciun venit din YouTube pe urma acestui videoclip, că eu și așa ce câștig ega cu John Cena, you can see me, nimic. Dar mie că iarăși o să bagi interdicție în acela, să nu fie văzut în anumite țări și de pe platforme mobile. Hai, că dacă nu e interdicție în România, mi se cam rupe. Hai bă să mor tu că îmi pune deja roll-up. Hai că nu-ți iese așa ușor Lesnar. Cum ziceam, o să fie meci greu ăsta cu Lesnar. Fost campion UFC, mi se pare că la un moment dat și-a deschis și el școală de UFC sau ceva de genul. Dădea pe GSP TV cândva, mă rog, pe vremea când mă uitam la televizor. Hai cu un DDT Undertaker style. Ia să băgăm și un taunt. Auci. Ce power slam mi-a dat. Să fiu atent când pune ăsta roll-up-uri, să ieși repede din ele. La jocul ăsta, ca să ieși din pinul, trebuie să ții așa, să ții garda, apăsa pe C. Bine, poți să ții garda și așa, că nu dă mult damage în tine. Dar eu zic, când ești prins în pin, trebuie să ții apăsa pe C și să miști aiurea, sus, jos, stânga, dreapta, cât să ieși. Hai să băgăm un salt, un close down aerian. Iar nu mai avem energie. Bă, dar repede mă obosește pe Dobero, fiind și cauza că l-am făcut gras rău. De vreo 400 și ceva de lăbâsuri din alea. Unități de alea, labe, cum s-o citi. Iar așa întors. Da, iese ăsta din manevre să dea dracii în capul lui. Jocul l-am pus pe dificultatea normal, că n-aveam chef să... M-a băgat în suplex city, gata. Am pus jocul pe dificultatea normal, că n-aveam chef să îmi iau bătaie din 10 în 10 secunde. Și de-abia mi-am luat și jocul. Pot să-l pun pe hard, dar mi-au bătaie la greu. Dar l-am lăsat pe normal, că mai am și o posibilitate să mai fac o manevră faină. Este mai mișto meciul. Aici cu celălalt salt. Bum. Am rămas fără energie, căcat. Aia mai bine să ies. Opa. Ce avem aici? Reversal DDT. Bun. Că toate meci hardcore, hai să luăm niște scaune de aici. Ce-a dat ăsta în mine? Close dime. Ia dă scaunul încoace, băgam iaș. Aici nu-i bine să spamezi că îți scade momentumul. Și mi se pare o tâmpenie asta. Sau, de fapt nu chiar așa, nașpa, că tehnic fanilor nu ar putea să-l vadă pe unul truna că exagerează cu scaunele. Mai trebuie să schimbe și el un pic foaia. Ia atunci am aici un close dime frumos. Mi se pare mie să au văzut eu muscare aici în afară. Hai, da, să o luăm. Poc. Mamă, ce mi-a luat asta scara. De fapt m-a prins tune. Nu cu scara, nu cu scara, te drec. Băgam iaș. Toarcem. Ce avem aici? Un sleeper hold. Hai că ăsta e bun. Facem și un taunt.
Hai să băgăm totul în ring. O să-mi trebuiască corzile în caz că mă prinde rola pusez. Dar momentan am momentum bun. A rupt treptele de oțel cu mine. Ia două treaptă încă. Băga mea și mâna în buzunar. Cam domină meciul, dar mai bine să nu vă grăbesc cu vorba, că nu știu cum îți întoarce o manevră și gata, prea conducerea. I-am bălpin pe scară. Nu i-am dat pe scară, powerbomb-ul ăsta. Din păcat. Powerbomb cred că e asta, manevra asta. Hai să vedem. Dacă termin repede meciul ăsta, mai bag unul, că am 4 superstar create de mine. Dacă e mai lung meciul ăsta, lăsăm doar ăsta. Uai, că asta a fost criticală, neică. Mai de câteva scaune să sature. Hai că am rupt scaunul, bun. Am făcut toată meci, mi se pare că tot cu Lesnar și tot cu Pedober. 22 de minute a ținut meciul ăla. Dar de n-am rupt la mese și la scaune. Asta a fost până să-mi treacă prin cap să filmez. Nu cu scara. Nu, 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 nu. Hai că am întors-e bine. Nu mai am energie. Tu l-ai, doamne. Ok, un șut în gură. Nu, 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 nu. Poc. Hai, da, cu un taunt rapid. The Rock Style. People's Elbow. Poc. Hai să-l terminăm cu un salt frumos. Dacă avem energie. Du-te, bă, de aici și din manevră. Puteam să-l execut. Că te tem paștele mătii. Ok. Ce avem aici? Nu cred că ajunge momentumul. Hai că acum îl mai printr-o manevră și cred că aia e. Dacă nu mi-o întoarce, e câștiga meciul. Cum ziceam, dacă nu întoarce. E un pic încadrat cu jocul ăsta. Când ești pe care să câștigi și vrei să dai manevra să-l execuți, o cât se întoarce. Băga mea aici mâna în buzunar. Ia de aici un TTT. DDT. Bun. Când eram mic ziceam DVD la manevra asta. Când mă uit la wrestling cam de prin 2010. Deci aveam 10 ani și ceva și jumătate. Eu sunt născut în 99 din decembrie și până fina. Era iunie mi se pare. Sau iulie când m-am uitat prima dată la wrestling. Mă uitam la box. Schimbam așa postul la televizor. Mi se pare că eram la țară la mama aia. Și nu prindea desene pe televizorul ei. Că na. La 70 ceva de ani cine mai se mete la desene. Și bine că avea sport.ro și mă uitam la box, la box. Și după box a urmat wrestling. Sper că primul meci a fost Santino Marella vs Mark Henry. Mi-am inteles că dăduse o bătaie ăsta. Nu, 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 nu. Cred că ies, cred că ies. Nu, nu, nu. Nu ieși, nu e mers. Bun. Bine că am avut momentul mai mare. Vrei tu să faci rola purte în paștele mătii. Ia de aici te saturi. Să nu mai spamă încă ne scade momentumul. Hai că mai dau două manevre și cred că aia e. Nu, știu, nu mai știu ce manevre final i-am pus lui ăsta și... Hai că... Nu vreau să-l arunc în afară, dar... O idee bună și asta totuși. Hai da... Elbow drop. Hai că fac cu un taunt așa în față. Nu-i prea bine. Nu cu scaunul te împaștele mătii. Nu mai merge băgamiaș. Ia ce avem aici. O, asta îmi place. Hai că ne-am mai recăpătat momentum. Mai facem. Hai că punem scara, băgăm un taunt.
Ai, băgam ea și ceva în scaunul tău. No. Bă, dar prea este ăsta în manevre de lâmp? Pizda, am găsit. Așa. Mai băgăm aici un salt. Da, s-a ferit. Ia de aici, te-mi paștele, mătii. Opa. De ce am aruncat scaunul? Nu știu. Hai, ridică-te, lesnere. Poc. A întors băga mea. Reverse DDT. DDT, mă rog, poate ar ziceam DVD. Mai dăm două scaune. Mă rog, trebuie să... Hai că ajung că începe să scadă momentumul. Un People's Elbow, The Rock Style. Hai să mai băgăm un taunt și cred că... Am zis taunt, nu sunt în scara. Du-te, bă, de aici. Eu vreau să mărez momentumul pentru manevra de final. Trebuie să întoarcă asta repede. Ce avem aici? Un fel de back suplex, cred. Hai că-l băgăm și noi pe ăsta în Suplex City. Cum a zis la WrestleMania 31, parcă. S-a bătut cu Roman Reigns. Lesnar zicea, Suplex City, bitch. Băgăm aici un salt. Poc. Cred că asta a fost. Du-te, bă, ce se ridică. Mai dăm una atunci. Dă-l în paștele, mă, si prea se ridică. Ia-l. Du-te, bă, de aici, cum le prinde pe toate. Hai, că aici nu mai scap. Hai cu pinul. Și l-am bătut pe Brock Lesnar. Ce vreți mai mult de atât? Hai că e bun și pe Dober. Mai băgăm un meci că a fost scurt. Hai, da joc tâmpit, încarcă-te. Deci în 10 minute l-am bătut pe Lesnar. Bun așa. Hai să mai bag și un meci acum. Să-l fac pe ăsta un pic mai rapid. Ok. Tot așa hardcore. Azi vedem ce super să avem. Deci pe Dober am terminat. Să băgăm meci cu Extreme. Ce mai avem pe aici? Fear și Slenderman. Slenderman îl bag în episodul următor. Hai să terminăm cu ăștia de aici. Îl băgăm pe Extreme. Să băgăm un wrestler așa mai agil o leacă. Triple H, Roman Reigns. Ce mai avem pe aici? Daniel Bryan. Ne... Hai da un Chris Jericho. Bun, hai să se încarcă. Asta este și primul wrestler pe care l-am creat. Arăta un pic mai altfel, dădusem numele Lucifer. Da, am schimbat. Acum trebuie să iau domeniul de lui Edge, dar după cum am spus, am dezactivat muzicile. N-am chef să-mi iau copyright să nu se mai poată uita lumea de pe platformele mobile. Și mai are niște... Hai că nu-i las toată intrarea. Mai are și niște artificii cât intră în ring. Acum vine și Jericho. Să înceapă meciul. Și mereu dă ăsta primul pum. Mamă ce merg, hai că a rămas fără energie, dar și eu am obosit, se pare. Hai că își face repede energia Jericho, se pare. Ia mă duc ceva nevram când îl... Ia așa mi se pare că am leg drop, da, leg drop am. Ăsta manevre mai bune ca la pe Dober. Ia aici avem. Tot un fel de back suplex. Îl băgăm și pe ăsta în Suplex City. Tot i-am dat cu curum botul ăsta. L-am făcut cam în alt pe... Deci, o hurakanana bună așa. Cred că mai bine schimbam mantia. N-am găsit și o capă din aia. Gen Superman. Face Crusher, bun. Hai că ne jucăm cu Jericho. Bine, ce e Jericho, ce e Lesnar? Lesnar e în Lesnar, Jericho e mai slăbuț. Dar e bun și ăsta oricum. Are manevre mai agil ăsta. Ok. Stai, n-am manevră din fugă când îl prind. A rămas și fără momentum. Iar nu l-am prins.
Mi-a rupt genunchiul, gata. Hurakanana sau Head Scissor, cum s-o numi, nu prea văd diferența în cele două. Îmi spar că ăsta e Head Scissor, că Hurakanana, nu știu, te dai peste cap. Adică-l faci de-a cu capul de pe miște în vârstul jos, ăsta s-a învârtit stânga-dreapta, deci cred că a fost Head Scissor ăsta. Bun, hai să vedem ce manevră avem. Din nou un back suplex. Hai mai ridică-te. A întors-o și mi-a dat un dropkick. Caracterul ăsta la început îl botezasem Lucifer și arăta un pic mai fel, cu păr alb și cu plete, cu o mască de gaze. Gen terorist de la, pardon, CT de la CT, de la CS. Și doar o mână robotică. Da, am zis, hai să-l mai schimbăm o leacă. Dar l-am păstrat la fel de nigger. Du-te, bă, de aici. Nu, 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 nu. M-a prins. Din păcate nu pot să mor pe scări, că era fain. Hai că s-a buguit. Profităm de situația asta. O, l-am lăsat fără moșnitor, gata. Hai că i s-au buguit acolo pantalonii. Mă rog, chiloși, cum naiba să o numi echipamentul ăsta. Dăm două, trei scăunele. Că n-a avut destule la școală în catalog. Au. Nu, nu, nu. Te împaștele, măti. Ce mi-a dat aici. Hai, ridică-te, ridică-te. Am rămas ferge, băga mea și mâna în buzunar. Hai să băgăm scara asta în ring. Nu! Mi-a dat un suplex. Dacă mi-l dădea pe rampă era mai nașpa, că acolo e fier-fier. Aici mai e buretele astea care amortizează durerea. Pentru când se aruncă ăștia din ring. Hai mă să-i prind și un super kick aici. Băga mi-a și gura ta. Hai mă, vină încoa. Ok. Mă, ce s-a ferit de super kick. Ok, parcă vreau să bag scara în ring. Ia scara, ia scara. Of, iar m-a prins. Te-mi paștele, mătii, cum dracu este așa în manevră asta, nu știu. Hai, cu un super kick. E mișto că s-a buguit ăsta aici. S-a dezbuguit acum, dacă există cuvântul ăsta, că nu l-am reinventat eu acum. Ok. Hai, vină încoace. Da, mai are și rage mult. Saltul de 450 de grade. Cred că maxim e 360, dar s-a botezat 450. Probabil că se învârte de mai multe ori în aer. Du-te, bă, ce le întoarce. Ăsta e mai al dracu ca Lesnar, se pare. Ea nu mai face tanturi, te împaștele, mătii. Iar a întors. Putere. Leg drop. Nu-mi dai tu cu scaunul futus, gâtul, măti. Na. Ok. Na. Na. Du-te, rec. Da, e că iese cu un pin. Hai că am ieșit la 2, e bine.
Și le întoarce al rec. Iar îmi pune pin. Ăsta exagerează cu pinurile, n-are ce face. Aici cu un salt. Nu, 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 pe corzi. N-am avut energie să-l prind, să-l dau cu botul de corzi. E mișto că Crigeric ăsta se buguiește mereu. Torso. Super kick. Iar Antos. Head scissor. Cred că îl putem executa acum. Dacă nu ne va prinde el scaunul ăla. Belly to belly suplex. Hai că avem momentul bun acum. Să mă dau mai în spate să nu-mi pălească vreo două. Gata, i-a revenit momentul bun. Dacă cred că tot dacă îl prinde într-o manevră, ai. Iar a întors. Tempaștele, mătii, nu le mai întoarci. Bun, și cu ăsta am People's Elbow. Hai, încarcă-te energie proastă. Am vrut să stau să-mi se mai încarce energia. Da, e că mă pune el cu un pin. Asta spamează cu pinul la fel ca în realitate. Hai, ridică-te. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Mi-a belit piciorul. Iar îmi pune pin. Nu știu cum iese capul prin baricadă pe acolo. Du-te, bă, cum... M-a făcut. Doar mă, n-a spamat degeaba cu toate pinurile alea. Da, avem o victorie și o înfrângere în acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Vechea poveste, da, scrit un cap în gură butonul sub videoclip că tot e serie nouă. Și ce să mai zic, până data viitoare, ciao les!